aduc aminte, mama, când în brațe mă strângea. Mâna ei ca o năframă, creștetul îmi mângâia. Și-mi spunea să fii în viață, înțelept și omenos. Să-ți iubești copiii, casa, să fii lumii de folos. Graiul mamei cel duios. Cât părinții sunt în viață, noi suntem copii. Ne-ntoarcem iar acasă, sfinte bucurii. Cât părinții sunt pe lume, noi copii suntem. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule! Eu am visit! Bine venit! Noi suntem la companie, mă ținem de și astăzi este ziua dumneavoastră nașterii. Da. Aveți o vârstă frumoasă. Cineva nu a uitat dumneavoastră. Și cu ajutorul nostru, de ce să vă felicităm împreună? Și ați tort frumoasă la mulți ani. De sfântul dumneavoastră. Acest buchet frumos de flori, cu zantienii, va fi le sfântul dumneavoastră. Dar înainte să vă dau, să vă citesc un mesaj, un scurt mesaj. Cu argint în păr și aur în inimă, de ziua ta îți dorim să te bucuri de sănătate, fericire și prosperitate. Iar noi, cei dragi, ție, vom fi mereu aproape. Tu ești cel care ne-a înfrumusețat copilăria cu cele mai frumoase și înțelepte povești. Tu ești și vei fi exemplul de care ne ghidăm în viață și care are mereu o vorbă bună pentru noi. De ziua dumitale îți suntem alături cu sufletul și îți urăm un călduros la mulți ani. Cu drag copiii și nepoții din asta de peste hotare. Este pentru dumneavoastră. Așa. Să spuneți și buchetul, dar o să vă ajut că cred că ne putem, da? Eu sunt dumneavoastră. Mm-hmm. La mulți ani în patru noastră și mulți mulți ani înainte și mulți mulți ani înainte. Vă mulți ani din familia dumneavoastră, nouă ca de dumneavoastră. Vreau să vă citesc mesajul și să vă dați seama la fel despre cine este vorba. Dragă și scumpa mea mamă, astăzi este o zi deosebită, mamico. Astăzi te-ai născut. Din păcate nu pot fi lângă tine, dar cu gândul și cu sufletul sunt mereu alături. Te iubesc mult și în această zi îți doresc tot ceea ce este mai scump și mai frumos pe lume. Să fii fericită, sănătoasă și împlinită. Astăzi vreau să-ți mulțumesc pentru grija ta, pentru dragostea care m-ai crescut și pentru cuvintele care, calde, care mereu le-am auzit atunci când am avut nevoie de ele cel mai mult. Ești îngerul meu păzitor și pentru asta îți sunt recunoscător. La mulți, mulți ani, icoana vieții mele. La fel ce s-a dat să-l vreau soțul Mihail, celui Ion, fratele Ion și Nata Ana. Mulțumesc. Și această toartă, cu un mesaj la mulți ani, este la fel pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Să trăiți împreună, o familie fericită, să fiți și mereu la greu și la bine, doar împreună. Și mulți ani înainte! Îi doresc și eu la toți care m-au felicitat în ziua de azi, le doresc lor sănătate, bucurie, să-i păzească Dumnezeu. Și să-i vedem frumos, sănătoși acasă. Așa noi toți îi așteptăm, îi iubim, îi stimăm. La un mulți ani și lor, sănătate și lor. Le mulțumesc la nepoțel, la feciorar, care au pus în gând să facă așa chestiune. Te doresc mult sănătate, fericire, bucurie și sănătos să mai facă așa chestie. De partea companiei aveți și un șampanie foarte gustoasă, să se serviți acestea zilor de astăzi. Vă dorim sărbătoare frumoasă. Și să vă mândriți cu copiii și nepoții dumneavoastră. Și noi vă dorim mult sănătate și dumneavoastră și vă mulțumesc că ați făcut așa companie și ne felicitați. Frumos, să fiți sănătoși. Să ne mai întâlnim și la alt zile din noi. Da. Mare drag, da. Da. Asta e o dată în... cum? O dată în an. Să faci chestii în este așa. Trebuie de făcut mai decât. Mai duci aminte cineva de noi și noi te duci în jur. Dacă acum, da. Că dacă nu s-au cam mintea, nu s-au uite nică. De pășit, de normal, așa? Hai din pași! Dacă acum, fii sănătoși, ei mulți ani, îți doresc mult sănătate. Pașă-mi cu ei! Tineri să vedem, Doamne, mai oprește timpul, tineri să-i vedem. Îmi aduc aminte tata, când pe umeri mă purta, îmi părea că lumea toată în cape în ograda mea. Mă grăbeam să cresc mai mare, să-i fiu tatei de ajutor, să-i fiu mamei alinare. Anii au trecut în zbor, astăzi sunt în locul lor. Cât părinți
alții sunt în viață, noi suntem copii, ne întoarcem iar acasă.